fost o zi încărcată, încărcată sub toate aspectele și, și emoțională în același timp. Iar e o zi în care se finalizează munca de o lună de zile. Am avut o campanie, așa cu slogan, cu care am pornit o campanie a bunului simț. Așa am pus-o până la capăt, de astăzi. S-a caracterizat prin această, aceeași atitudine a bunului simț a tuturor competitorilor și militanților Partidului Național Liberal. Am pornit cu zestre de 14 primari în această luptă electorală. Avem convingerea că rezultatele vor fi bune. Vom efectua acea numărătoare paralelă. De asemenea, vreau să vă spun că cei 34 de primari care au părăsit cu ordonanța 55 PDL-ul și PNL-ul, am refuzat să-i mai primim înapoi. Mi se părea cu totul imoral, anormal, revenirea în cadrul Partidului Național Liberal, fiindcă am considerat că deja au avut o opțiune clară atunci când cu ordonanța 55 au plecat la PSD. Să știe sănătos și casa bogată. Dar așteptăm cu mare răbdare să primim din teritoriul datele, să procesele verbale, să începe numărătoarea paralelă, fiindcă suntem și noi, normal, interesați de rezultatele finale. Bună seara! Avem o certitudine. Participarea la proiect a fost de 40%. Este puțin pentru Craiova, în primul rând, pentru că cel care va fi primar nu va avea reprezentativitatea necesară pentru a putea spune că reprezintă marea majoritate a craiovenilor. Așteptăm să devină copiile după procesele verbale din secțiile de votare pentru a avea numărătoarea paralelă și a vă transmite direct la voastră scopul pe care noi îl avem, PSD-ul l-a obținut. Suntem, ca și dumneavoastră, foarte curioși să vedem cum suntem din punct de vedere al voturilor care... Cum a fost astăzi în secția? Da, am fost în peste 100 de secții de votare astăzi. M-am întâlnit în unele dintre ele chiar cu primarul în funcție. Eu cred că această campanie s-a desfășurat sub auspiciile respectivului proști și al duelului pe ceea ce înseamnă proiecte pentru Craiova. Mi-aș fi dorit să avem dezbatere, să am o dezbatere directă cu primarul în funcție, cu Olga Vasilescu, doamna Olga Vasilescu. Din nefericire, s-a refuzat obstinența această dezbatere și eu cred că nu este benefic această atitudine pentru craioveni și pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea craioveni. Însă, până acum înțelegem, aveam un scor foarte bun, era primar în funcție și într-un singur tur este greu să faci primar în funcție atunci când el își face cu atât mai multe zilele orașului plină campanie. Când el primarul dă 17 de ajutoare sociale din bani publici cu 3 zile înainte de începerea campaniei. Dar acestea sunt doar nemulțumiri pe care eu le exprim și sunt dinerte. Vă mulțumesc și noi în care vom avea mai multe informații. Totuși, dumneavoastră, la ce rezultat vă așteptați? Că... Nu le știu, zic, nu știu rezultatele așteptate, numărătoarea paralelă, dar la ce rezultat vă așteptați? Noi ne așteptăm la rezultate bune pentru Partidul Național Liberal, la o prezență în Consiliul Local consistentă, iar tot ceea ce înseamnă vot pentru primul, așteptăm cu nerătarea procesului verbal. Nu vă pot da un punct de vedere, pentru că, adevărat, nu am. Deci, vreți să vă dau un scor pe care nu l-am? Nu am nici amică idee, vreau să-l credeți. Chiar nu am nici amică idee. S-au înregistrat la nivelul județului și unele evenimente. La Braloștița m-au surprins colegii noștri pe un reprezentant al PSD-ului cu traista, cu bandul pe el, cu agenda, cu lista, cu cât a dat, cui a dat, cum îi mai urma să dea banii. La Calafat, în două secții, 193-196, au fost surprinși și reprezentanții PSD-ului în biroul secției de votare. Când înmânau mai multe buletine de vot pentru primar, deja ștampilate, s-a început urmărirea penală pentru aceștia. La Dioști am reușit să anulăm niște cereri, vreo 50 de cereri pentru una mobilă. A fost peste 4.000 de cereri la nivelul județului pentru una mobilă. Mi se pare exagerat în continuare la această cifră. Nu suntem un județ de oameni care nu ne putem prezenta la vot.
și a fost peste 8.000 de alegători pe listele suplimentare, ceea ce iarăși mi se pare o cifră foarte mare, întrucât a fost pregătit temeinic din timp acest proces electoral care s-a desfășurat astăzi și mi se pare anormal să vii cu 8.000 și nu știu câte de 8.092 sau ceva de persoane pe listele suplimentare. Da, a mai funcționat așa, mai devara, dar a funcționat jocul acela al vizelor, al mutațiilor dintr-o parte în alta, dar asta e. Suntem încrezătorii continuare, începem numărătoare balătări, de cum apare primul reprezentant din secția de votare, ne-am instalat, avem pregătit totul și să sperăm că într-un timp relativ scurt, spre dimineață, terminăm și va fi bine.